Mușcelul 2, câmpul lung, echipament roșu în aceste imagini, a jucat sâmbătă pe teren propriu un meci contând pentru etapa 11-a Ligii 4 la fotbal. A fost un meci controlat de Mușceleni care au deschis scorul în minutul 7 prin Codruț Turcin. Conduceau în minutul 20 cu 3 la 0, impunându-se la finalul jocului cu viitorul Bâr la scor 5 la 2, ultimul gol fiind semnat de Eduard Nicolae la chiar ultima fază de joc. Evolând în deplasare, la Costești, Aro Câmpulung a făcut încă un meci perfect și a marcat de 9 ori, iar derbiul mușcelean desfășurat la Rucăr s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a oaspeților. Vă prezentăm rezultatele înregistrate. Vitorul Rucăr, Mușcelul Lărești 2 la 5, Mușcelul 2 Câmpulung, viitorul Bâr 5 la 2, Sola Grația Dragoslavele, Energia Stolnici 3 la 2, CSC Suseni, Juventus Bascov, 1 la 3, Victoria Buzoiești, CSM Juventus 2, 2 la 5 de le repitești internațional Valea Iașului, 0 la 7, ACS Costești Aro Câmpulung 2 la 9 și Speed Academy Pitești ACS Poiana Lacului 7 la 1, ce se domnește a stat. Clasamentul în partea sa superioară are pe Speed Academy Pitești locul 1, 11 meciuri, 33 de puncte, Aro Câmpulung locul al doilea, 10 meciuri, 30 de puncte și internațional Valea Iașului, locul al treilea, 10 meciuri, 22 de puncte.